Bună, tuturor! Astăzi o să facem un videoclip un pic mai lunguț în care o să vă spun părerea mea sinceră despre nostalgia. Eu am fost sâmbătă la Nostalgia. O să încep cu drumul. A fost super aglomerat. Mă rog că șoferul de pe autobuz a fost foarte drăguț să oprească înainte de stație ca să ne lase și pe noi să coborâm ca să putem să mergem pe jos, pentru că altfel nu știu când am fi ajuns, pentru că ne-a zis că putem să facem mai mult de o oră pe drum. Apoi ne-am dat jos din autobuz, am luat-o frumos, frumos pe jos, până la Nostalgia. Și eu, sincer să fiu, nu prea cunosc zona respectivă, dar când am văzut că este, scrie mare în dreapta, grădina zoologică, am fost așa un pic, ok, de ce ai organizat un festival lângă o grădină zoologică unde sunt animale și unde, nu știu, adică animalele sunt mai sensibile decât noi, simt vibrațiile și muzica mult mai tare. Cred că animalele n-au dormit, s-au agitat în continuu cât timp a fost festivalul. Eu nu știu cine a dat aprobarea, în primul rând, să se țină un festival lângă o grădină zoologică. La intrarea în festival, deja începuseră așa ușor, ușor să se aglomereze, erau destui oameni, însă nu ne-am dat seama de ce o să fie un pic mai târziu. Am ajuns pe la 9, pe la 9 am ajuns la festival și am stat prima dată la coadă la brățările, apoi am stat să ne verifice bagajele, apoi când am intrat în festival, am pus niște bani pe brățările respective ca să putem să-i folosim în cadrul festivalului. Am fost așa rapid o tură ca să vedem exact, nouă ne era foame și am vrut să vedem exact unde am putea să mâncăm. Ne-am uitat așa pe la fiecare food court din acesta și până la urmă am ales să mâncăm șnițel cu cartofi prăjiți. Șnițelul, nu vă închipuiți că era cine știe ce mare, să zic cam atât. Cu cartofi prăjiți a fost undeva la 40 de lei. Mie, din punctul meu de vedere, este un pic scamul, mai ales că biletele la acest festival au fost destul de scumpe, din punctul meu de vedere. Nu prea erau locuri să stai jos. Ar fi trebuit să organizeze un picuț mai bine acest festival, din nou, nu lângă grădina zoologică, poate la anul nu se va mai organiza lângă grădina zoologică, să sperăm. În al doilea rând, cred că mai multe locuri de odihnă ar fi fost binevenite și nu cred că asta gândesc doar eu, adică era bătaie efectiv pe pufurile respective pe care stăteai. Poate vrei și tu să stai jos sau poate că nu poți să stai chiar atâtea ore în picioare și să stai să pândești un puf din acela ca să stai jos. Nu e cea mai plăcută experiență. Din nou, noi am avut noroc că am ajuns undeva foarte devreme. Pentru că la un moment dat stăteam la coadă ca să mergem. Am vrut să mergem la surpriza de la ora 10, cred că era, dacă nu mă înșel, dar aproximativ 10. Însă n-am mai prins stage-ul respectiv pentru că până ne-am mișcat. Nu. A fost ceva de speriat astfel încât am mers la stage-ul următor ca să putem să ajungem la ceva la timp. Și ce să vedeți, care surpriză, că nu era nicio surpriză, am stat acolo până pe la 11 și un sfert. Eu m-am uitat pe desfășurător și am fost pe main stage. Cred că pe Maidan se numește, era pe hartă undeva roșu, nu mai țin minte exact numele stage-urilor, dar era acesta marcat cu roșu, era undeva lângă băi, stânga băilor. Și am așteptat prima surpriză, a doua surpriză, a treia surpriză. Dacă îmi spune cineva care a fost surprizele de orele respective, aș fi recunoscătoare pentru că eu tot am aflat. DJ foarte fain, foarte fain și se vedea că simțeau muzica și chiar m-am bucurat să văd treaba asta. Pe la toate stage-urile pe unde am fost, chiar mi-au plăcut DJ. Poate invita și la anul. Muzica faină, dar o aglomerație. Mi se pare că spațiul respectiv era mult prea mic pentru câte bilete s-au vândut. Poate trebuiau să se vândă mai puține bilete pentru spațiul respectiv sau să se oprească dacă s-a schimbat locația. Din ce am văzut undeva în comentarii pe Instagram, s-a schimbat locația. Trebuia să fie la Rom Expo. Din punctul meu de vedere, trebuia ca biletele să fie mult mai puține pentru ce era acolo. Pentru că, din nou, stai la coadă ca să mergi, ceea ce nu era destul spațiu. Asta este cel mai important. Cumva trebuia organizat mult mai bine. La un moment dat, nu știu, pe la vreo 11 și ceva, am decis să plecăm de la stage-ul respectiv și să mergem să luăm o apă. Pentru că mie mi s-a făcut un pic de rău de la atât de multă aglomerație. Eu am mai fost la festivaluri, am mai fost la concerte, am mai fost la chestii de genul, dar, sincer, e prima dată când mie mi s-a făcut rău. Nu am o problemă cu mulțimile, nu am o problemă, stau în fața unei mulțimi, să vorbesc în fața unei mulțimi.
Dar de data aceasta a fost cam rău. Și am vrut și eu să mă duc să-mi iau apă. Deci ce coadă, am stat jumătate de oră la coadă să-mi iau apă. Poate niște tomate ar ajuta pe viitor. Niște tomate cu băuturi sau apă măcar, suc, chestiile acestea basic, ca să nu mai trebuiască să stai la coadă cu cei care își iau cocktailuri sau cu cei care își iau shot-uri și așa mai departe. Poate că trebuia organizat nu știu ce, partea cu apă, sucuri într-o parte sau să fie și în altă parte, din niște tomate ar fi fost de ajutor. La apoi, Doamne ferește să te fie apucat ceva pe acolo, că stăteai și acolo destul de mult la coadă, mai ales că oamenii se băgau în față și mi se pare așa de prost gust și eu stau la coadă, poți, te rog frumos să ne înțelegem că toată lumea stă la coadă, adică nu, și eu am stat la coada respectivă, poți și tu să stai la coada respectivă, dacă era o urgență, puteai foarte frumos să spui, am o urgență, te lăsam în față fără absolut nicio problemă, dar să te bagi așa în față, cumva mi se pare de prost gust. Poate am prins eu zâmbăta care a fost cea mai aglomerată zi, poate, nu știu ce să zic, dar să stai, să pândești un loc în care să stai jos. Din nou, erau spațiile foarte, foarte înghesuite, adică să poți să mergi prin spațiul respectiv, încăpeau două persoane. Erau niște podulețe așa făcute. Trebuie să organizezi asta altfel, ca să nu stăm să ne înghesuim. Dacă, Doamne ferește, se întâmpla ceva, luăm un caz mai nefericit, da? Dacă, Doamne ferește, se întâmpla ceva acolo, păi cred că muream toți, că ne călcam picioare. Ca și prețuri, nu știu, care stai cu sclipici pe aici și era undeva la 40 de lei. Apa era 12 lei, un shot era 18 lei. Asta așa, cam din ce mi-amintesc eu din prețuri. Nu știu, cred că se putea organiza mult mai bine festivalul. Și când la plecare, am ieșit din festival, am plecat undeva pe la vreo 2 dimineața, speranța că o să fie un pic mai liber în autobuzele alea, clar, dacă te duceai, erai ca o sardină. Și am zis, hai să mergem un picuț pe jos. Am văzut că era o coadă imensă de mașini, am văzut că erau numai bolturi, pentru că și noi căutam bolt, dar mașinile nu se mișcau, adică nu. Și am preferat să mergem pe jos 40 de minute, până unde s-a terminat coada de mașini și de acolo să chemăm un bolt. Chiar ne povestea șoferul că cu o zi înainte a luat un băiat de la Nostalgia și el se plângea de organizare. Deci probabil că nu suntem singurii care s-au plâns așa de organizare. În ceea ce privește surprizele, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit, măcar, ok, este surpriză extraordinară, dar măcar în ziua festivalului, spune-mi și mie, te rog frumos, pe ce stage o să cânte cine, ca să pot și eu să fiu acolo la ora respectivă. Bine, eu am fost la ora respectivă acolo, dar nu știu ce surpriză au fost, că eu m-am uitat seara pe Instagram și am văzut așa, pe stage-ul X, la ora Y, cântă, nu știu, cineva, era o surpriză, bănuiesc că cânta cineva. Eu am fost acolo la surprize, dar nu prea s-a întâmplat nimic. Erau DJ-ii care, săracii, probabil că țineau loc de cântăreți, cine știe. Și mie mi-ar plăcea, măcar în ziua festivalului, să se spună, băi, pe stage-ul X, deci ok, am înțeles, surprize, extraordinar, minunat, ei. Dar spune-mi și mie, te rog frumos, că pe stage-ul X, la ora Y, va cânta artistul Z. Nu cred că cer prea multe, dar știu și eu. Păi, mă duc și eu pe stage-ul ăla să mă uit la Yes Who, la ora respectivă. Sau să ascult Asia la ora Y pe stage-ul, nu știu care. Că trebuie să te pregătești cu jumătate de oră înainte ca să mergi pe un stage pe altul, că altfel nu ajungeai. Și cred că se putea organiza mult mai bine treaba respectivă. Din nou, surpriză, dar măcar în ziua festivalului spune-mi și mie unde să mă duc, ca să știu. Cam asta a fost experiența mea și chestiile care se pot îmbunătăți, poate la anul. Nu știu dacă voi mai merge la anul, pentru că am rămas așa cu un gust amar, dar să punem așa pe listă câteva chestii, poate mai multe băi, să se spun artiștii, măcar în ziua festivalului, în ziua respectivă, ce artiști vor cânta pe ce scenă, poate niște tonomate cu apă, sucuri și așa mai departe, ca să nu mai stăm cei care vrem doar o apă, să stăm la coadă cu cei care vor cocktailuri, pentru că clar va dura un picuț mai mult. Așteptarea, nu mai spun de mizerie, că asta este și vina oamenilor. Se fuma oricum peste tot, deci nimeni n-avea treabă cu nimic. Din regulă era o zonă specială pentru fumători, dar nu, se fuma peste tot. Probabil că și în zona aia așteptai o grază ca să fumezi, deci probabil că oamenii nici nu mai aveau loc să fumeze acolo. La cum am văzut eu toate treburile în seara respectivă. Da, să sperăm că o organizare mult mai bine, mult mai bună și nu lângă grădina Zoo, vă rog, la anul ar fi binevenit.
Da, și cam acestea au fost părerile mele despre festivalul Nostalgia, despre festivalul Nostalgia pe 2023. Sperăm că 2024 va fi un an mai bun pentru festivaluri. Eu deja mi-am luat bilet la Saga, deci o să ne vedem acolo în 2024. Să vedem dacă mai am eu și bilet pentru Nostalgia, poate cine știe, o să vadă cineva acest videoclip și se vor organiza un picuț mai bine. V-am pupat!